Salut, balanțe! Voi face citirea pentru perioada 1 noiembrie, 15 noiembrie. O perioadă foarte agitată. Acum sunt într-un fel sau altul răspunsurile eclipselor. Ați avut și voi o eclipsă inelară de soare în balanță. Dar a fost și eclipsa parțială de lună în Taur. În primul rând vom rămâne cu niște, opoziții, deci ar zice tensiuni. Tensiuni care apar stări de nervozitate pe Taur. Scorpion, adică pe axa finanțelor, a băncilor, a resurselor, până la urmă și resurse de toate natura, adică resurse alimentare, resurse, tot ce ne-ar trebui să supraviețuim, nu? Asta reprezintă resurse, muncă și, bineînțeles, secrete, lucruri ascunse, emoții puternice, profunde, sacrificii. Și chiar ne putem gândi la o axă pământ-apă, deci la catastrofe sau eu știu ce se poate întâmpla în natură pe această axă între pământ și apă. Haideți să vedem pentru voi balanțele ce se va întâmpla. Un paș de cupe. Am zice că sunt lacrimi. Lacrimile unei femei care are un aspect important pe pești. Vorbim de o femeie foarte tânără, o femeie care are această experiență legată de iubire, de răutatea celor din jur care o bârfesc, o mint, și cam acesta ar fi principalul aspect pentru pajul de cupe. Să vedem acum pentru voi. Deci poate fi o persoană din apropierea voastră, o relație, o prietenă, un copil. Și iată că voi aveți acest aspect pe 4 de monede. Sunteți hotărâți să faceți niște economii, să încercați să strângeți niște bani pentru ceva anume. Este un aspect, am zice, nu este rău. Unii pot să, s-ar putea să vă privească ca pe o persoană, cum să spun, avară, care preferă să strângă, să nu cheltuiască nimic, dar nu este vorba de că nu cheltuiți nimic, fiindcă vă faceți plățile pe care le aveți de făcut și poate că unii dintre voi reușiți să păstrați ceva deoparte. Aici, în ceea ce privește iubirea, creativitatea, fericirea, hobby-urile, distracție, jocuri, voi sunteți în așteptare. S-ar putea să fi început un proiect, dar acest proiect l-ați început la un as de bâte și acum sunteți în așteptare. Așteptați un răspuns, să primiți ceva. Deci este o așteptare ceva mai lungă. Treiul de bâte arată că legat de un curs, de studii, de cunoaștere spirituală, cunoaștere de sine, religioasă și plus de călătorii, voi aveți o inițiativă, o inițiativă care poate fi legată de comerț, de transport, de comunicare, o inițiativă care va crește, se va dezvolta și s-ar putea să vă aducă venituri importante. Voi dați foarte mult interes pentru această inițiativă. În ceea ce privește resursele, bunurile materiale, locul de muncă și 6 de cupe la
carieră. Haideți să vedem resursele. Resursele create de voi prin munca voastră, bunuri materiale acumulate de voi. Aveți o inițiativă. Vreți să vă luați o șansă. Este un aspect unde am putea spune aveți și riscuri, fiindcă acest nebun își asumă niște riscuri. Riscuri asumate în primul rând după o perioadă lungă în care nu ați făcut nimic, ați rămas în stagnare, voi vă gândiți să vă luați o șansă. Și nu sunteți pregătiți pentru această șansă, de aici și riscurile, am putea spune că este un moment în care trebuie să fiți foarte atenți la această șansă, nu sunteți ajutați de nimeni, sperați la ajutorul divinității, atât, mai mult nu puteți face nimic decât să vă bazați pe faptul că sunteți corecți, faceți totul cu inimă curată și atât. În ceea ce privește locul de muncă, aici s-ar putea să primiți o veste. Este o veste care cumva va aduce ca un fel de blocaj, un blocaj mental. Nu puteți să găsiți o soluție. Vi se pare că totul este terminat, că sunteți într-un fel sau altul, arată un blocaj mental, o captivitate care este în mintea voastră, dar puteți să vă eliberați oricând de această captivitate, trebuie să vă mobilizați și să găsiți soluții pentru a da un răspuns, pentru a rezolva ceva. 6 de cupe arată că veți întâlni o persoană din trecut. Și acest aspect cumva vă bucură, vă aduceți aminte de tinerețe, de copilărie și vă dă o stare de bine sau poate să reprezinte chiar o persoană care revine în viața voastră și încearcă să vă susțină, să vă ajute legat de comunicare, contracte, relații. În comunicarea cu frați, surori, veri, vecini, s-ar părea că sunt foarte multe blocaje, dar aceste blocaje toate depind de voi, fiindcă dacă o să vreți să vă deblocați această situație, trebuie să fiți drepți, corecți, să analizați această situație, această comunicare între voi, atât din punctul vostru de vedere, cât și din punctul de vedere al celorlalți, am putea spune să vă folosiți conștiința voastră și veți putea debloca această situație. Legat de un contract, o asociere, un proces, voi sunteți în așteptare, așteptați să primiți un răspuns din partea unei persoane pentru a merge mai departe. Am spune că ați făcut niște eforturi, așteptați să primiți această comunicare, să primiți un răspuns din partea unei persoane. În schimb, legat de relațiile cu prietenii, cu protectorii, voi aveți un 6 de spade și am putea spune că veți prefera să faceți o schimbare astfel încât să mergeți spre o perioadă liniștită, fără probleme, fără agitații, să fie liniște în jurul vostru. Ultimile case care am zice noi sunt legate de psihicul vostru, de situația voastră, iată aveți familia, căminul, sau relația cu un părinte, relația cu partenerul de viață, am putea spune că aici voi ați avut un proiect. Acest proiect s-ar părea că ați greșit totuși ceva și aceste greșeli le decontați. Voi ați spera să primiți foarte mult pentru acest proiect al vostru, dar nu va fi așa, veți primi mult mai puțin. Nu veți pierde, dar nu va fi ceea ce ați sperat și
O să promiteți că pe viitor veți fi mai atenți și nu veți mai pierde. Acesta ar fi aspectul principal. În schimb, schimbarea pentru voi este acest 6 de monede. Arată foarte multă generozitate. Sunteți generoși cu cei din jurul vostru. Arătați această generozitate. Deci, oferiți câțiva bănuți, dar puteți să primiți câțiva bănuți. Oferiți o șansă unei persoane sau vi se oferă vouă o șansă. Este o schimbare legată de generozitate. În schimb, am zice, secretul vostru este legat de 9 de cupe. Deci, arătați relațiile pe care le aveți și arătați în primul rând că voi vă simțiți foarte bine într-o relație pe care o aveți. Aici aveți numai arcane minore, dacă observați, deci este o perioadă în care nu o să fiți prea mult afectați, dar să știți că acest legat de bani, de resursele voastre, acest nebun, poate să vă aducă riscuri foarte mari. Deci trebuie să fiți foarte atenți în ce vă băgați. Eu vă doresc o perioadă frumoasă, cu împliniri, și nu uitați, dacă vă ajută aceste citiri, puteți să ajutați și voi canalul, să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc!